Sofie un cântec. Pentru numele Domnului meu, tot ce am vreau să fie tămâie, la picioarele tronului tău. Tot ce ești ți-arată iubirea, în strălucirea ta mă privesc. Tu ești cel ce respiră în mine, tu ești cel prin care trăiesc. Numele tău e mare, numele tău e sfânt, numele tău este drept pe pământ. Viața mea vreau să fie un cântec pentru numele Domnului meu. Tot ce am vreau să fie tămâie la picioarele tronului tău. Tot ce ești ți-arată iubirea, strălucirea ta mă privesc. Tu ești cel ce respiră în mine, tu ești cel prin care trăiesc. Numele tău e mare, numele tău e sfânt, numele tău este drept pe pământ. Așa da, tu ești Domn al puterii, Elohim, tu ești regele meu, Elohim, cel ce fost și voi fi. De foc, tu să aprind, pe gloria ta să ne cuprind. Inimi de foc, tu să aprind, pe gloria ta să ne cuprind. Universul va declara acum și în veci
gloria da nomen tău. E înălțat, orice națiune se va tuca, întreg universul va declara, acum și în veci, gloria ta. Gloria ta. Ești adevărat creator, numai tu ești pervers mântuitor. Tu ești cel ce pe mare a umblat, tu ești cel ce din morți a înviat, numai tu ești așa de minunat, numai tu ești pervers neschimbat. Nimeni nu-i ca tine, Iisus. Nimeni nu-i ca tine, Iisus. Numele tău e înălțat și orice națiune se va pleca. Întreg universul va declara, acum și în veci, gloria ta. Numele tău e înălțat și orice națiune întreg universul va declara, acum și în veci, gloria ta. Gloria ta. Iisus, numele tău e înălțat și orice națiune se va pleca. Întreg universul va declara, acum și în veci, gloria ta. Numele tău e înălțat și orice națiune se va pleca. Întreg universul va declara, acum și în veci, gloria ta. Gloria ta.
consumi la stracciata. Povara nasa kre, stau via sa kre, toče je pre. Ești un măreț salvator, ești măreț salvator. Veșnic, ai dat salvare lumii și ai înviat dintre morți, înviat dintre morți. De morți, Doamne, îți mulțumesc că Tu ești biruitor, Doamne, ai fost biruitor și vei fi biruitor. Îți mulțumesc că atunci când suntem cu Tine, suntem și noi biruitori. Îți mulțumesc că ești prezent în acest loc, Doamne. Îți mulțumesc că ne onorezi cu prezența Ta. Doamne, Tu care miști chiar munții, Doamne, îți mulțumesc că ai intrat în viețile noastre și îți mulțumesc că ne-ai mișcat viețile noastre. Doamne, Te rog, dacă este nevoie, Te rog să ne mai miști încă o dată viețile noastre, Doamne. Poate o vei face într-un fel în care nu ne va fi așa de confortabil, Doamne, dar știm că planul Tău pentru noi este desăvârșit, Doamne. De aceea Te rog, Doamne, ajută-ne să ne lăsăm în mâna Ta, să ne lăsăm în brațul Tău, Doamne. Ajută-ne să lăsăm toate grijile în mâna Ta, Doamne. Avem atâtea griji din toate părțile, dar Tu ai spus să le lăsăm toate la poalele crucii Tale, Doamne. De aceea venim și astăzi, Doamne, și așternem toate gândurile, toate grijile, Doamne, le așternem la poalea crucii Tale, Doamne, și vrem să ne curățești inimile, Doamne, și vrem să ne naștem din nou. Doamne, vrem să trăim cu Tine, Doamne, pentru că Tu ești singurul lucru pentru care are sens să trăim pe acest pământ, Doamne. Te rog, ajută-ne să, dacă avem privire îndreptate prea mult pe orizontal, Te rog, ajută-ne să ne ridicăm privirile, să ne ridicăm la Tine, Doamne. Și pentru că știm că de la Tine vin direcțiile pe care trebuie să umblăm, Doamne, pe acest pământ. Îți mulțumesc că ești cu noi, îți mulțumesc că ne dai putere, îți mulțumesc că suntem biruitori pentru că te avem pe Tine. Îți mulțumesc că ești alături de noi și vreau să rămâi în continuare alături de noi și în viețile noastre și în această biserică. Thank you.
purissim acum, că suntem slagi, așa de slagi, că Tu ești tot. Chiar dacă n-avem nimic să-ți oferim, venim și îți spunem, Doamne, ajută-ne! Să curgă mila ta în cer. E nouă zi de zi, o lasă să cadă peste noi. Lasă mila ta să cadă, să curgă mila ta în cer. E nouă zi de zi, o lasă să cadă peste noi. Stable rises, we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord.
thank you, Lord. Grow weary, you're the defender of the weak. You comfort those in you, lift us up on wings like eagles. Uneori ne întrebăm de ce nu intervine Dumnezeu. Oare de ce nu face ceva odată? Oare de ce Dumnezeu întârzie sau nu face nimic pentru a preveni anumite lucruri rele să se întâmple? De ce trebuie să sufăr și Dumnezeu nu face nimic, nu ridică nici măcar un deget? În cartea Estera, urmărind cum decurg lucrurile, parcă totul merge din rău în mai rău. Dacă n-ai fi citit toată cartea și ai fi rămas doar în capitolul 4, ai zice, mai rău de atât, dar cred că nu se poate. Oare nu se poate? Se poate și mai rău. Tensiunea este teribilă dacă nu stai bine cu inima și nu știi cum se va termina povestirea, parcă nici nu mai vrei să mai citești în continuare. Parcă zici, hei, cred că mi-ajunge atât. De ce se ascunde Dumnezeu? De ce nu face nimic? Și dacă răul va învinge? Oare cum se termină toată povestea asta? Estera este într-o situație limită. Ori va muri din cauza împăratului, ori va muri din cauza edictului. Și Mardoheu a fost atât de bine dispus să-i spună verde în față. Știi ce? Ori așa, ori așa, tot o să mori. La care Estera se uită și zice, hei, atunci trebuie să fac ceva. Și aici am lăsat-o în capitolul 4, când ea face ceva. Vestește un post de 3 zile și 3 nopți, vă aduceți aminte? Evreii posteau doar ziua, de la 6 la 6, noaptea mâncau. Dar ea zice, nu, 3 zile, zi și noapte. De aceea, în text, spune foarte clar, zi și noapte. Și ea se angajează în felul acesta, începând cu aceste 3 zile, într-o misiune aproape imposibil de îndeplinit. Am stat și m-am uitat și m-am tot gândit cam ce urma ea să facă. Și acum vă las pe voi să judecați cât de posibilă sau imposibilă ar fi fost misiunea ei. În primul rând, Estera trebuia să vorbească regelui și ea trebuia să, prin asta trebuia cumva să încalce eticheta curții, regulile curții, ceea ce însemna pedeapsa cu moartea. Și asta o știm deja din gura lui Mardoheu. Estera urma să recunoască faptul că l-a înșelat pe rege și nu i-a spus adevărul despre ea. Oh, apropo, și asta era după 4 ani după ce erau căsătoriți. Apropo, un lucru pe care nu-l știi despre mine este că sunt evreică. Și nu mă cheamă Estera? Poftim? Cum te cheamă? Hadasa? Ce e asta? În al treilea rând, Estera trebuia să-l convingă pe Xerxes să retragă o lege care, conform legislaturii mezilor și a perșilor, era imposibil de retras. De-aia era și expresia conform legii mezilor și a perșilor. Adică, odată ce a fost emisă legea, nu puteai să o retragi. Estera urma să-i spună asta lui Xerxes. În al patrulea rând, Estera urma să intre într-un conflict direct cu Haman. Într-un conflict direct cu Haman. Și în al cincilea rând, Estera urma să lovească din plin mândria lui Xerxes, care era un rege destul de mândru și impulsiv. Nu știe cum o să acționeze în următoarea secundă. Ea este conștientă de imposibilitatea acestei misiuni și se roagă. Și postește. Ultima dată când am văzut-o în capitolul 4, am văzut-o pe genunchi. Și postind. Încercând să se umilească înaintea lui Dumnezeu, să se smerească într-un post radical de 3 zile și 3 nopți. Parcă totul, acum când citești asta, zice ei, totul este pregătit, curajul Esterei este extraordinar, te aștepți cumva că va ști ce are de făcut, va acționa calculat, va acționa cu tărie, dar nu este așa. Se pare că planurile Esterei sunt atât de proaste încât putem spune că
mai mult a încurcat decât a ajutat Estera. Și o să, poate că acum vei zice, hei, asta chiar că nu mai înțeleg cum vine. Pentru asta va trebui să citim capitolul 5. Așa că vă invit să citim Estera, capitolul 5, să vedem dacă Dumnezeu este încurcat când noi planificăm prost. Oare Dumnezeu începe să-și trosnească degetele când noi facem tot felul de planuri care nu sunt foarte bune, ba chiar proaste? Hai să citim Estera 5 și atunci o să vedeți despre ce vorbesc aici. A treia zi, Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărătești și a venit în curtea din lăuntru a casei împăratului. Înaintea casei împăratului. Împăratul ședea pe scaunul lui împărătesc în casa împărătească, în fața ușii casei. Când a văzut împăratul pe împărăteasa Estera în picioare, în curte, ea a căpătat trecere înaintea lui și împăratul a întins Esterei toiagul împărătesc pe care îl ținea în mână. Estera s-a apropiat și a atins vârful toiagului. Împăratul i-a zis, ce ai tu împărăteasă, Estero, și ce ceri? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, îți voi da. Estera a răspuns, dacă împăratul găsește cu cale să vină împăratul cu Haman la ospățul pe care i l-am pregătit. Și împăratul a zis, duceți-vă îndată și aduceți pe Haman, cum dorește Estera. Împăratul s-a dus cu Haman la ospățul pe care îl pregătise Estera. Și pe când beau vin, împăratul a zis Esterei, care este cererea ta? Ea îți va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, o vei căpăta. Estera a răspuns, iată ce cer și ce doresc. Dacă am căpătat trecere înaintea ta, înaintea împăratului și dacă găsește cu cale împăratul să împlinească cererea și să-mi facă dorința, să mai vină împăratul cu Haman și la ospățul pe care îl voi pregăti și mâine voi da răspuns împăratului după porunca lui. Haman a ieșit în ziua aceea vesel și cu inima mulțumită. Dar când a văzut la poarta împăratului pe Mardoheu, care nu se scula și nici nu se mișca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu. A știut totuși să se stăpânească și s-a dus acasă. Apoi a trimis să aducă pe prietenii săi și pe nevastă sa Zereș. Haman le-a vorbit despre strălucirea bogăților lui, despre numărul fiilor săi, despre tot ce făcuse împăratul ca să-l ridice în vrednicie și despre locul pe care el dăduse mai presus de căpeteniile și slujitorii împăratului. Și a adăugat. Eu sunt chiar singurul pe care împărăteasa Estera l-a primit împreună cu împăratul la ospățul pe care l-a făcut. Și sunt poftit și mâine la ea cu împăratul. Dar toate acestea n-au niciun preț pentru mine. Câtă vreme voi vedea pe Mardoheu, iudeul acela, șezând la poarta împăratului. Nevastă Zereș și toți prietenii lui i-au zis să se pregătească o spânzurătoare înaltă de 50 de coți și mâine dimineață cere împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat. Apoi vei merge vesel la ospățul cu împăratul. Părerea aceasta a plăcut lui Haman și a pus să se pregătească spânzurătoarea. Parcă totul merge din rău în mai rău. Când vedeai o rază de speranță că Estera, uite, se smerește înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu va rezolva tot, parcă merge și mai rău. Și întrebarea este aceasta. Este Dumnezeu cumva încurcat de planul meu prost? Când vreau să fac ceva și lucrurile merg cum nu le-am planificat, Dumnezeu se sperie? În primul rând, planul acesta pe care Estera l-a făcut era un plan de bun simț. Un plan de bun simț. De fapt, Estera era o femeie cu bun simț. Dacă mai recitești, primele 5 versete, o să-ți dai seama de ce spun asta. Ea se îmbracă frumos, se fardează, alege parfumul cel mai bine mirositor, îți face o coafură din aia care să-l uimească pe Xerxes, pe rege. Și întrebarea este, oare de ce toate acestea? Pentru că venea după 3 zile de post. 3 zile și 3 nopți. Vă dați seama cum arăta? Știți că ea, în acele săptămâni, în acele zile, ea purta ce? În zile de post, ce ar fi trebuit să poarte? Sac. Un sac.
și să se mânjească cu cenușă. Cum ar fi fost dacă apărea așa în fața lui Xerxes? Sau măcar dacă nu era așa îmbrăcată, dar își trăgea așa ceva pe ea, că durerea era mare. Ori ea trebuie, își dă seama cum trebuie să apară în fața lui împăratului, așa că se îmbracă frumos, se îmbracă decent. Probabil că se gândea, asta e ultima dată când îmbrac hainele astea. Dacă ăsta nu întinde toiagul, sceptrul, sunt un om mort. Xerxes o vede cum stă în picioare, în curte, și apreciază frumusețea ei, dar eu spun că apreciază și curajul ei. Pentru că el realizează faptul că ea și-a pus viața în pericol pentru a fi acolo, stând în picioare în fața lui. Așa că își dă seama că ea vine cu o cerere extrem de importantă. Încrederea pe care el o avea în ea, totuși depășește orice situație și îi întinde acel sceptru. Și e clar că întrevederea aceasta nu este una matrimonială. Nu este de la soț-soție, ci este de la rege la regină. Întrevederea asta, întâlnirea asta era una de business, una de afaceri. Și el știe pentru ce a venit și e clar că ea are o cerere. Regele îi spune că poate să ceară și jumătate din împărăția lui, ceea ce înseamnă că el era generos în acele momente. Nu chiar, nu cred că era liderul, dacă zicea, a, bună idee, dăm jumătate din împărăția ta, i-ar fi dat. Nu e vorba despre asta. Era o expresie care arăta că e dispus să facă orice pentru ea. Xerxes, când îi spune că îi dă jumătate din împărăție, de fapt, expresia asta vine, se pare, de la un alt rege, care avea un băiat, un copil, care avea o boală terminală și el a promis jumătate din împărăție dacă cineva îl vindecă pe copilul ei, lui. Și atunci, se pare că aceasta, așa am citit și eu, nu știu, așa e, nu e așa, dar dacă e așa, înseamnă că s-a transmis din generație în generație, pentru că știm că și Irod a făcut aceeași promisiune. Și iarăși, și asta a intrat în mari încurcături. Și, bine, sunt mai multe povestiri, se pare că și Xerxes a intrat într-o încurcătură de genul ăsta, spunându-i alte soții de-a lui, nu Estera, că îi dă jumătate din împărăție și aia i-a cerut o chestie și de acolo a fost om. Dar probabil că toate aceste povestiri sunt adevărate, pentru că vin din istorie. Însă, ceea ce îi spune, ce îi transmite Xerxes este, poți să-mi ceri ce vrei. În mod normal, Estera venise acolo să pledeze pentru ea și pentru evrei, nu? Deci dacă eu eram în locul Esterei, ziceam, oh, împărate, uite, în primul rând, e vorba de edictul ăla și eu sunt evreică. Și uite ce se întâmplă. Și știi ce? Ăsta e dușmanul nostru de moarte. Ce ar fi să-l execuți pe ăsta? Ar fost cea mai ușoară cale. Era cel mai clar. Dar Estera nu face asta. Poate orice minte normală ar fi făcut asta, dar ea nu face așa ceva. Este acea Estera cu bun simț. Care cere o petrecere. Stai 3 zile și 3 nopți în post și rugăciune și când vii să rezolvi problema, zici, hei, ce-ar fi să dăm un banchet? Cum vine asta? De ce nu îi spune totul dintr-o dată? De ce planul ăsta așa confuz și așa complicat? Eu cred că sunt cel puțin 2 răspunsuri la întrebarea asta. În primul rând, întrevederea care era, acum era una oficială și una publică. Și ea zice, aș vrea să vorbim lucrurile astea în privat. Foarte înțelept. Un al doilea posibil răspuns este, pentru că în Orient, când te duci să vorbești despre o situație, și cred că pe acolo suntem și noi cam așa, măcar un sfert, dacă nu jumătate, dacă vrei să vorbești cu cineva, nu-i zici, hei, uite, am venit aici pentru asta, asta, asta. Când te duci la cineva, ce îi spui prima dată? Hei, ce mai faci? Vorbești despre vreme? Cum mai țiese familia? Cred că dacă ai întâlnit pe cineva din Orient, o să-ți dai seama că ei te întreabă. Am avut experiențe de genul ăsta și m-a sunat cineva, nu vă spun că s-ar putea să știți cine e, și mă sună, zice, hei, uite, mașina mea e stricată, nu știu un mecanic bun. Și a zis, ba da, eu știu un român care, zice, da, da. Dar înainte să-mi spună toată povestea asta,
El mă sună și mă întreabă, hei, cum mai e familia ta? Și mă gândeam, băi, ăsta mă sună, să mă întrebe cum e familia mea? Oricum nu mă sună decât odată, poate odată în an sau odată în viață, cine știe? Și mă gândesc, ce treabă are asta cu familia? Bine, cum să, totul e bine, dar familia ta cum e? Cumva, și începe să vorbim, ba, de una, de alta, și mă tot întreba, mă, dar știu de ce, pentru că așa este, știi, te duci și vorbești, doamna, dar, ei, apropo, și atunci îți spune despre ce e vorba, dar cu foarte mult tact. Înțelegi? Deci ăsta e stilul lor. Și pe lângă faptul că ea folosește metoda asta, așa, știi, ocolită, ea își dă seama și că mai bine să vorbească în privat. Și cred că este înțelept ceea ce face ea. Și ea spune, nu e de ajuns să vii și tu. Vreau să vină și Haman. Numai poate că pentru tine și pentru mine în ziua de astăzi, în epoca modernă, nu e mare lucru. Și ce dacă? Era regele și primul ministru. Era normal să fie așa. Știți cine, de fapt, cine putea să vină la o petrecere de genul acesta? Numai împăratul. Estera, când se arăta în public, avea o mahramă pe față. Nimeni n-avea voie să-i vadă, să-i vadă fața. Și cei care stăteau împrejurul ei, toți erau fameni. Da, eunuci. Gata. Deci, bărbați care să poată să fie, ca Haman. Când Haman era atât de fericit că însăși împărăteasa m-a acceptat, trebuie să înțelegi că nimeni nu venea în palatul împărătesei decât împăratul. În rest, toți erau fameni. Deci, când ea spune așa ceva, e clar că e ceva foarte important. Poate că pentru unii această metodă a ei a fost cam șubredă, cam dubioasă, poate chiar proastă. Cum poți să faci așa ceva, Estera? Am citit un articol al cărui titlu este De ce oamenii inteligenți eșuează și proștii reușesc în viață? E foarte interesant. Vă dau doar motivele. Dar tot articolul e tare interesant. Deci, de ce oamenii inteligenți eșuează și proștii reușesc în viață? Și cel care scrie articolul spune așa. Pentru că cei care sunt inteligenți sunt idioți. Gândesc prea mult. Se plictisesc prea repede. Vor să schimbe lumea. Se luptă cu sistemul. Refuză realitatea. Vor să ajute pe cei năpăstuiți. Le este frică de judecata altora. Sunt romantici. Nu au tupeu. Nu vor să aibă succes și nici bani. Eu cred că Estera se potrivește aici perfect. Fata asta chiar care bun simț. Când putea să rezolve totul în câteva secunde, ea totuși merge pe un drum pe care nu merg mulți, nici măcar în ziua de astăzi. În cazul în care viața ți este amenințată, tu dai o petrecere privată doar pentru că nu vrei să insulți din punct de vedere cultural pe rege, sau că îl pui într-o situație ciudată. Cum vine asta? În cazul acesta, credeți că ea i-a încurcat cumva planul lui Dumnezeu? Cu bunul ei simț. Cu un plan, zicea ea, eficient, dar poate pentru unii e un plan foarte prost. Citim cu atenție în textul acesta, îl vedem pe Dumnezeu undeva ascuns în spate, nu-l vedem acționând. Dar după rapiditatea cu care acționează regele, zice, gata, trimiteți-l pe Haman, cât mai repede să vină, eu cred că Dumnezeu l-a determinat pe rege să accepte acest plan. Chiar dacă era puțin cam ciudat și confuz, zic eu, poate chiar prost. Dumnezeu poate să răscumpere inclusiv un plan extrem de prost pe care îl face. Am vrea să vă întreb, ați făcut planuri proaste în viața voastră? Într-o situație, poate chiar capitală, să zici, băi, ce, cum am putut să fac așa ceva? După aia să zici, dar înainte ți se părea foarte bun, dar s-a dovedit foarte prost. Ei bine, când vei face planuri proaste, să știi că Dumnezeu le va răscumpăra cumva. Dacă îl iubești și ești în legământ cu El și El ține la tine ca la ochii din cap, ca la lumina ochilor Lui, Dumnezeu va răscumpăra acel plan. Și îl va face să meargă, poate nu cum l-ai gândit tu, dar într-un alt fel.
El a, chiar a promis în Romani, există un text foarte bun pentru asta. El va, nu va schimba tot planul pe care l-a făcut, dar rezultatul acelui plan va fi favorabil ție. Uneori, bunul simț este luat drept prostie de unii și planul acela e călcat în picioare. Uneori, un plan șubred poate să-ți ruineze viața, dar eu, citind în cuvânt și chiar experimentând asta, mi-am dat seama că Dumnezeu poate să răscumpere un plan prost, poate nu prea bine gândit, chiar șubred. Deocamdată nimic nu s-a întâmplat, bun sau rău, dar planul este extrem de confuz. Haman nu ar fi făcut un plan de genul acesta confuz. La finalul capitolului ați văzut cât de clar poate să fie? Și-a chemat prietenii, nevastă sa, i-a întrebat ce să facem, ei au dat un plan și el a mers cu planul ăla. Cam așa gândește lumea în ziua de azi. Nu este rău. Și știi ce? Vreau să te încurajez. Chiar dacă la un moment dat îți dai seama că planul pe care ți l-ai făcut este atât de prost, pune genunchiul jos și cere lui Dumnezeu ca El să-ți dea înțelepciune, să schimbe lucrurile după cum ar vrea El. S-ar putea să fie un plan prost, sincer. Și tu să fii un om cu bun, sincer, cu bun simț. Sincer! Și la un moment dat să fii catalogat de alții prost. Cum te va cataloga Dumnezeu? Ce va face El pentru tine? Poate să dea și popoare pentru tine. De-aia eu cred că poate să răscumpere un astfel de plan. Dar dacă citim de la versetul 6 în continuare până la prima parte din versetul 9, observăm că poate dacă planul tău nu este un plan de bun simț, poate că planul tău este unul care pierde o oportunitate. Și ai zice, am pierdut o oportunitate, ce mă fac? Dumnezeu nu e încurcat când pierzi oportunități. El îți mai aduce și altele. Asta e partea frumoasă. Petrecerea aceasta pe care o dă Estera este mai mult ca o recepție, mai mult ca ce facem noi după serviciul divin. Da? Bine, acolo era și acompaniat de vin, de calitate și așa mai departe, dar ca mâncare erau deserturi, brânzeturi, finger food, fructe, lucruri de genul ăsta mai ușurele. Da? Și l-a chemat ca o recepție, au stat, dar ideea era că puteau să stea de vorbă, nu să se îmbuibe de mâncare. Deci banchetul, prima dată la care l-a chemat, nu era un banchet din care să mănânci și să te simți bine, ci era tot o întâlnire de afaceri, dar aveai ceva acolo pe masă. Și asta înlesnea o discuție bună și de calitate. Când au ajuns la vin, au început să discute. El a cerut, ei spune-mi, de ce m-ai chemat aici? Care-i treaba, Estera? Și ne-am fi așteptat ca Estera, măcar acum, să aducă situația în prim plan. Erau doar ei trei, era totul privat, modul oriental de a pune problema era împlinit, deci totul era perfect. Și Estera totuși nu trece la acțiune. Și totuși Estera pierde inclusiv oportunitatea asta. Regele îi pune aceeași întrebare ca înainte, el și primește același răspuns. Hei, mai vreau să mai fac mâine un ospăț. Dar o altă idee mai bună decât atâta, Estera, n-ai decât o specie să faci? Ceva mai bun să-i spui omului care e problema. Și asta și m-am gândit. Oare Estera fuge de responsabilitate aici? Oare vrea să evite inevitabilul? Oare ce se va mai întâmpla în astea 24 de ore? De ce întârzie totul? Din punct de vedere omenește, această oportunitate este pierdută. Întrebarea este, ce face Dumnezeu când pierzi o oportunitate atât de mare? Oare îl vedem pe Dumnezeu în spatele scenei, troznindu-și degetele de la mâini, mușcându-și buzele? Olo, ce se va întâmpla că nu știu, uite, i-am dat o oportunitate și a pierdut-o. Nu. Dumnezeu nu acționează nici acum. Dumnezeu tace, Dumnezeu nu o ceartă pe Estera, Dumnezeu nu este stresat, cum noi suntem, Dumnezeu nu îi spune, hei, Estera, nici de data asta, dacă nici de data asta n-ai reușit, atunci e clar. Nu. Dumnezeu este în control. Și ne lasă să facem și alegeri de genul ăsta. Să pierdem și unele oportunități.
Dar știți ce nu pierdem noi? Și asta e cel mai frumos ce mi-am dat seama din povestirea asta. Noi nu-L pierdem pe Dumnezeu. Era posibil ca amânarea ei, hei, mâine, hai să mai avem un ospăț mâine. Poate că pierdea totul, dar ea nu L-a pierdut niciodată pe Dumnezeu. A fost credincioasă în continuare Lui. Acum, am tot stat și m-am gândit, de ce nu a acționat Estera? Nu știu, poate nu a putut vorbi. Se mai întâmplă ca cineva să fie total blocat și să nu poată spune ceva. Știa ce să spună, le are în cap, mă, dar nu poate să spună. Nu știu, poate s-a întâmplat asta. Ție ți s-a întâmplat vreodată să te blochezi de nu mai poți să mai spui nimic? Și trece o oportunitate și zici, păi, nu puteam să spun atunci. Hei, nu știi niciodată. Dar un singur lucru îl știi. Dumnezeu e în control. M-am gândit, poate că Estera nu a găsit timpul potrivit să pună problema, deși Xerxes a provocat-o și a întrebat-o. Hei, acum îmi spui? Nu știu, Estera nu se simte în largul ei să povestească întreaga situație. Cine știe, poate că Haman înainte spusese o glumă cu evrei. Nu știu. Și ea, unde să mai spun acum? Nu știu. Și ea zice, hai să mai încercăm mâine. Ce zici de mâine? Mai putem să mai avem un ospăț? Încă un banchet? Nu știu, ți s-a întâmplat vreodată așa ceva? Să nu găsești momentul potrivit, chiar când e clar că trebuie să o zici, nu zici nimic. Poate că regele băuse prea mult vin și ea știa că atunci când bea vin, ia decizii cam proaste. Știți data trecută când a scăpat de nevastă sa, de Vasti? De cealaltă dinainte? Era beat. Era băut. Și probabil, nu știu, o fi zis ea, băi, dacă acum ai zic ceva, cred că ăsta uită. Orice ea zice acum, cred că i-am dat prea mult vin. Nu știu. Dar uneori stai și te gândești, băi, degeaba îi spun asta că nu se întâmplă nimic. Și uite așa, trec oportunitățile. Ba dintr-un motiv, ba din altul. Nu știu dacă ție ți s-a întâmplat asta, dar dacă ți se va întâmpla odată și îți pare rău că s-a dus oportunitatea, știi ce? Nu s-a dus Dumnezeu. Nu L-ai pierdut pe Dumnezeu. Singurul lucru pe care îl știm este că Estera, în loc să pună problema, a mai amânat-o încă 24 de ore. Și dacă în cele 24 de ore situația se schimba în mod dramatic, și dacă în cele 24 de ore nu mai poți face absolut nimic, merită să riști? E bine, Estera a riscat. Pot 24 de ore să răstoarne planul lui Dumnezeu? Poate o prostie a noastră să-L facă pe Dumnezeu să fie încurcat, să zică, bă, pe asta nu mai știu cum să o mai rezolv? Dacă e așa, înseamnă că nu este Dumnezeu. Dar eu știu că El este Dumnezeu. El este atotputernic. Și El nu pune problemele de genul ăsta. Dumnezeu nu este încurcat de o întârziere. Dumnezeu nu este încurcat de un risc pe care îl iei. Dumnezeu nu este încurcat de o împiedicare. Nici măcar de un impediment pe care îl ai. Dumnezeu nu este încurcat de fericirea lui Haman. Și chiar dacă Esterei i s-a părut, băi, îmi pare rău că uite, l-am chemat pe asta și când pleacă de aici, el e fericit și el e dușmanul meu de moarte, Dumnezeu nu e încurcat nici de râsul și veselia lui Haman. Dumnezeu poate lua un plan atât de neinspirat ca al Esterei și îl poate transforma într-o reușită. Dar ca planul să fie o reușită, trebuie ca totul să se dărâme în stil mare. M-ați auzit bine ce am zis? Trebuie ca totul să se dărâme în stil mare. Și aici e ultima parte din text. Poate că e un plan chiar catastrofal și tot ce urmează e o catastrofă. Planul Esterei nu face altceva decât să dea rezultate din ce în ce mai proaste. În 24 de ore se întâmplă atât de multe lucruri rele, încât stai și te îngrozești. Și ce mai urmează? Parcă asta mai lipsea. Iese Haman de acolo și Mardoheu nu vrea să se plece nici acum. Când știa că în ultima lună urma să moară. Mardoheu nici acum nu se pleacă în fața lui Haman. Și ăsta e supărat, nu-i ajunge că va muri cândva, vrea să moară acum. Haman cheamă toți prietenii și începe să se laude în fața lor. Cât de bun e. Ce bani are. Când zice câți copii are, arată cât de mult l-a binecuvântat Dumnezeu.
Și zice, le am pe toate, dar nu sunt satisfăcut. Un singur om nu-mi dă cinstea care o merit. Și din cauza lui asta nu pot să dorm noapte. Și prietenii lui îi propun să facă, aici scrie, traducerea Cornilescu este spânzărătoare. V-am explicat încă o dată și acum revin la asta. Cuvântul înseamnă par. Nu spânzurătoare, cum e ziua de astăzi, să pună lațul de gât, ci un par în care, în stilul lui Vlad Țepeș, e cineva înfipt în el. Ok? Și prietenii lui spun, ce-ar fi să faci un par din asta așa mare de 50 de coți? Asta înseamnă undeva la 23 de metri. Știți ce înseamnă 23 de metri? Un bloc cu aproape 10 etaje. Ok? Imaginează-ți un par atât de lung încât să fie aproximativ cât un bloc, depinde cât iei camera și așa, dar aproximativ de 10 etaje. Și acolo în sus Haman trebuia să-l bage pe Mardoheu. Și acolo toată lumea trebuia să se uite la cine are curaj să nu se plece în fața lui Haman. Mardoheu trebuia să fie acolo ca trofeu al lui Haman. Și lui ăsta îi place ideea. Păi, să știi că e o idee bună. Extraordinar. Dar de aici parcă totul e catastrofă. Cum? Atâta rușine, atâta chin. Ba mai mult, tragerea în țeapă trebuia să fie până să ajungă la regină și la petrecerea care urma să o dea. Planul lui Haman este atât de catastrofal, dar atât de clar și atât de ambițios. Ce va face Dumnezeu? Cum va acționa? Cum va împiedica derularea acestei situații? În trecut, edictul, când s-a dat, s-a și împlinit. Dumnezeu n-a făcut nimic să împiedice edictul. Acum ce va face? Va împiedica sau nu va împiedica tragerea în țeapă a lui Mardoheu? De ce nu intervine Dumnezeu atunci când un plan atât de catastrofal e făcut împotriva mea? Dar vestea bună este că rămâne pe data viitoare să aflăm răspunsul. Rămâneți cu noi. Data viitoare o să... Nu duminica viitoare. Data viitoare însemnând în ianuarie, că deja avem toate pregătite. Așa că dacă ai simțit tensiunea din povestea asta, acum o simți din plin pentru că răspunsul e de-abia în capitolul următor. Sunt trei lucruri pe care vreau să le luăm acasă ca o concluzie la ceea ce am văzut împreună în capitolul 5. În primul rând, Dumnezeu poate răscumpăra planurile noastre proaste pe care le facem neștiind ce să facem. Când nu știi ce să faci și mai faci și un plan prost, stai și te gândești, oare ce va face Dumnezeu? Dumnezeu îl poate răscumpăra. Va putea, El poate să-L schimbe. Ori datorită bunului nostru simț, ori datorită oportunităților pierdute, ori datorită faptului că unul ne face bucata într-un mod catastrofal, ceva nu e în regulă, Dumnezeu e în control. Asta e partea pe care o iau eu pentru mine acasă și ar fi bine să o iei pentru săptămâna aceasta. Eu nu știu prin ce o să trec săptămâna asta, dar dacă ți se pare că planul pe care îl faci nu e bun, un singur lucru e clar. Dumnezeu este în control și îl va transforma să fie bun pentru tine. O a doua chestie pe care eu am văzut-o în text este că mândria vine înaintea distrugerii. Proverbe 16:18 spune că mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. De data asta se va împlini, dar o să vedem data viitoare cum se împlinește. Și știți ce? Asta este și în cadrul unei biserici. Ca să fii într-o biserică și să fii mândru, să știi că o să ți-o iei de la Dumnezeu. Punct. Cu atât mai mult în societate. Dumnezeu urăște mândrii. Și de aceea noi venim împreună ca biserică să ne exersăm smerenia și umilința. Și ăsta e un lucru bun. Dar să știi, când vezi un om mândru, următoarea dată o să-l vezi în țeapă. Al treilea lucru pe care l-am văzut aici este că rugăciunea face mare lucru. Rugăciunea aduce și produce efecte reale. Estera era înainte unei situații imposibile. Am zis imposibile. Estera se roagă. Și se roagă. Și postește. Și chiar dacă nu știe ce plan să facă, rugăciunea ei a câștigat.
Știi ce va câștiga bătălia? Rugăciunea. Și chiar aș vrea să ne rugăm în momentele următoare. Aș vrea să ne rugăm pentru următoarele evenimente pe care o să le facem ca biserică și o să participăm. Aș vrea să ne rugăm pentru impact. Aș vrea să ne rugăm pentru noi ca biserică. Aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea claritate, să facem planuri bune și credință atunci când le facem pe alea proaste. Credința noastră și loialitatea noastră niciodată să nu se îndepărteze de Dumnezeul nostru. Ester a mers mai departe în supunere față de cuvântul lui Dumnezeu, a cerut sfatul prietenilor săi, a rudelor, dar ce a fost cel mai important este că s-a rugat. Cel mai important lucru este că s-a rugat. Dumnezeu nu este încurcat de planul meu prost. Dumnezeu este în control. Și asta o să vedem și în cartea Esteră. Cum Dumnezeu întoarce toată situația în favoarea celui care a fost credincios și loial lui. Dacă ți se pare greu să fii loial lui Dumnezeu, să știi că pierzi cel mai mult. Dar dacă ți se pare natural, să știi că tu vei câștiga. Cel puțin ăsta e mesajul Scripturii. Și pot să spun și eu, ca unul care a trecut pe acolo, și probabil că o să mai trec în viitor, să fii loial lui Dumnezeu e mare lucru. Dar produce mult câștig. Vrei să câștigi? Treci de partea lui Dumnezeu. Vrei să rămâi în țeapă? Continuă să faci ceea ce știi că e mai bine de făcut. Dar, fără Dumnezeu, până la urmă tot acolo ajungi. Cam asta este povestea lui Estera și de-abia aștept să mai descoperim câteva detalii începând din ianuarie încolo, la anul, de la anul, să vedem cum se termină povestea asta și cum îl descoperim și cunoaștem mai mult despre Dumnezeu. Stelele pe cer arată slava ta. Fiecare zi vestește bunătatea ta. Tronul tău se înalță peste galaxii. Îngerii se închină în cerul în prezența ta. Îmbrăcați în haine sfinte, smerenii ne pleca. Într-un singur glas Iisuse, din inima scânta. Aleluia, 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 dită cântător. Aleluia, aleluia, lăsat gloria ta. Răstignit pe cruce ai fost să vă vezi dragostea. Din harul tău sunt liber, pe mila ta trăiesc. În rața mea e cerul, prin credință eu pășesc. Îmbrăcați în haine sfinte, cu smerenie ne plecăm. Într-un singur glas, Iisuse, din inimă scântăm. Aleluia, 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 copii te cântăm cor. Aleluia, 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 tu ești al nostru
îmbrăcați în haine sfinte, cu smerenie de plecat, într-un singur glas Iisuse. Îmbrăcați în haine sfinte, cu smerenie de plecat, într-un singur glas Iisuse, cu inima scântat. Peter Green.